Bună ziua și bine v-am regăsit! Ne aflăm la Cetatea Histria împreună cu Diana Slap, unde vom face o incursiune în timp. Bună, Diana, și bine te-am regăsit! Bună și bine ați revenit în județul, în Dobrogea, de fapt, că nu mai suntem doar în județul Constanța de data aceasta. Astăzi o să vizităm cea mai veche cetate antică a României, care este și conservată foarte bine. Este una din preferatele mele și sper să avem niște surprize foarte frumoase. Abia așteptăm! Să pornim! Am ajuns la poarta de intrare și în spatele meu se află chiar zidul de apărare cu turnurile. Turnurile în cazul acesta au o formă pătrată. Când o să vizităm cetatea Adam Clisi, asta ca să arătăm că va exista și un episod viitor, acolo o să vedem turnul de apărare în formă circulară. Și mai voiam să vă arăt ceva de aici, dar o să pornesc și busola, să mă întorc. Poarta de intrare este pe axa est cu vest. Toate căile lor de acces țineau punctele cardinale. Est cu vest se numea Decumano, sud cu nord se numea Cardo. Cardo este rădăcina cuvântului cardinal, puncte cardinale. Intrăm pe poartă și imediat o să avem niște pietre la care la fel vreau să vă fac atenți. De fapt se și văd aici golurile care sunt aici în marmură. Astea sunt golurile de la șarete. Exact canalul care s-a tocit când intrau cu șaretele trase de cai. Pentru că aici vorbim de în perioada romană târzie, în care deja aveau și tracțiunea cu animalele. Și aici s-a păstrat cel mai bine, s-ar putea să găsim și la Adam Clisi ceva similar. Și ajungem deja în prima piață mare. De fapt, cred că asta este piața mare și după aceea celelalte sunt mai mult spre piațete. Pe unde se intra triumfal, evident, cu soldații în caz de bătălii. Pentru că această cetate a fost și este momentan considerată cea mai veche. Știu că mai există niște discuții legate de o altă cetate de la Argamum, care este lângă Jurilovca și pe care o bănuie istoricii că s-ar putea să fie chiar un pic mai veche decât aceasta. Momentan nu o considerăm pe aceasta. Ea mai are un record personal, această cetate, ca fiind cea mai longevivă din perioada Antichității, 1400 de ani neîntrerupți, secolul 7 înainte de Hristos, secolul 7 după Hristos, pierzându-și importanța din cauza faptului că aici cândva se ajungea marea, dar golful respectiv s-a închis natural și a devenit un lac care nu mai avea direct conexiune cu marea și evident că nu a mai avut nici partea comercială, economică și nici partea strategică nu a mai avut importanță, populația retrăgându-se către alte zone și evident și partea comercială mișcându-se. O să rămânem pe drumul principal, pentru că de la piață o să ajungem, deja asta era zonă de locuințe sau de diverse, să spunem, afaceri, un fel de centru comercial al perioadei respective. Și un pic mai sus vreau să vă arăt o piatră foarte frumos șlefuită, pe care am aflat-o și eu de altfel de la un alt istoric, că acolo era exact zona de făcut schimburi comerciale, era un fel de tejghea a perioadei respective. Și cât de lucioasă era chiar și după 2000 de ani, cum s-a păstrat. Aici unde suntem acum, uite, cablurile astea, bine, sunt convinsă că sunt ale celor care lucrează, pentru că avem și sistemele de iluminare, asta înseamnă că și seara totuși avem niște spoturi care să ne pună în evidență câteva din obiective, dar de la ultima mea vizită aici, pentru că eu vin periodic, partea asta nu era săpată, era la nivel unde suntem noi și avem piatră mare, o altă formă de piatră, că se văd un fel de etape, ca lecțiile de geologie și de geografie din copilărie, și deja alt tip de pietre în interior. Și sper eu că se vor întoarce. Știu că vara se fac tot felul de școli de vară aici, în care vin studenții de la arheologie, pentru că mai lecție deschisă decât asta nu poți avea. Și e clar că se mai duce încă un nivel în sus. Ce avem noi acum, din câte știu, este din perioada romană, târzie. Cu cât coborâm, clar ne ducem spre perioada greacă, pentru că ei au fost fondați de grecii din Milet și după aceea au intrat sub patronatul Atenei. Chiar și la momentul respectiv au avut un statut de metropolă, pentru că o să vedem că au avut propria basilică și au avut acceptul de la Imperiul Grec să-și bată propria monedă, drahmă de Histria. Cred că deja a filmat el logo-ul cetății Histria, este acel vultur cu un delfin sau pește în ghiare. La ce mai găsim eu ca explicație simbolică pentru acea monedă era unirea dintre cerul, înaltul cerului și fundul apei, vulturul cu peștele. Acum îmi vine tejgheaua.
Și după aceea ajungem în zona termelor. Și ne îndreptăm către piață. Am fost în zona de piață mare, aici era zona de centru comercial, am putea să-l numim așa, din zilele noastre, cu diverse spații de, să zicem, afaceri, ne raportăm la zilele noastre, iar aici, în continuare, era o zonă de centru, acea zonă pietonală pe care avem și noi de altfel în zilele noastre, super căutată de toată lumea, și avem o piatră foarte dreaptă aici. Și asta era zona de tip teșghea și de făcut afaceri, de probabil un fel de piață, poate de alimente, de diverse ingrediente. De aceea era la acest nivel. Bine, s-a comisă că și așezarea pământului, pietrele și astea, dădeau alt raport de înălțime față de teșghea. Dar pe mine mă impresionează cât de bine erau lucrate chiar și acum 2000 de ani și cât de bine s-au conservat de altfel. Și pentru că erau niște oameni foarte practici, de aici o să ajungem foarte repede, exact în zona termelor din perioada respectivă. O să mai avem niște terme chiar mai târzii în afara cetății, pentru că cetatea a avut mai multe perioade de remodelare, să spunem așa. Și acolo o să vedem mai bine sistemul de încălzire prin pardoseală, cu cele obiecte ceramice care transmiteau foarte bine căldura, în schimb ce aici vedem sistemul diferit de cărămidă care se folosea la construcție, pentru că deja se văd straturile acelea de cărămidă arsă în cuptor și inclusiv o bucățică foarte mică de mozaic, pentru că na, mozaicul de la Constanța nu l-ați mai găsit deschis, este în renovare, ceea ce este foarte bine. Avem foarte puțin aici, uite podeaua de mozaic pe margine și acolo chiar un mic model care s-a păstrat. Și fiind făcut în contrast, se înțelege mai bine. Alt mozaic eu nu mai știu, la Adam Clisen o să am mozaic să vă arăt. Uite, zona de terme, dacă nu mă înșel, pe undeva pe aici este și o mică, a fost probabil o mică fântână, pentru că ei, termele acestea, le aveau făcute într-o structură treptată. Aveau un fel de hol cu vestiar, și după aceea intrai în zone de temperatură controlată crescător, de la apă rece, apă călduță și apă fierbinte. Și după aceea înapoi te răcoreai și te duceai în altă sală de așteptare. Adică e un ritual foarte, foarte interesant. Și uite cât de bine s-au păstrat inclusiv zidurile și cum era construită arcada. Știu că asta e o... Nu consolidată, e originală? Da, eu așa știu. Și inginerește vorbind, să faci genul acesta de structură în arc, da. Spectaculos păstrată și făcută pentru vremea aceea. 2000 de ani mai târziu, exact. Și știu, o să facă lucrul ăsta acum 2000 de ani. Și inclusiv acest liant, știu că era foarte special, nu mai știu cum reușeau să facă cimentul din zilele lor de atunci. Dar asta cred că doar un specialist poate să explice mai bine, inclusiv ce substanțe foloseau. Știu că varul era una din substanțele principale. Și îmi place așa cum s-au păstrat cadrele astea, deși aici e clar că a fost și o intervenție recentă cu bârnele. Nu știu dacă putem să trecem pe aici, cred că pe cealaltă avem scara de coborâre, da? Doar că este un cadru frumos vizual, într-adevăr. Mie și fotografic mi se pare fascinantă zona aceasta. Și de afară, exact cum ai avut și tu, nu ți arată perspectiva a cât de mare este. Și uite cât mai avem de mers, după aceea o să facem stânga și o să vezi cât mai este în continuare. Intrăm iarăși într-o zonă de locuințe, în principiu. Așa, eu fac pauză. Trebuie să mai aduc aminte pe aici. Mi se pare că pe acolo mai lucrau, dar ne uităm imediat. Da, și cândva era și poarta asta deschisă, nu știu de ce n-au mai lăsat-o. Mai sunt. Se ține și pe drumul acela principal în sus, sau în jos, cum vrem să-i spunem, și te scoate direct la lac. Și cred că așa o să luăm și noi printre case. Nu mai știu exact pe acolo calea de acces, dar o găsim imediat. Sunt niște momente vara aici, le-am prins la un moment dat cu acei ciulini ăia de Dobrogea, pe care dacă îi prinzi la început de vară, îi prinzi foarte colorați, verde și cu floarea aceea mov, superbă, imensă.
Am prins un moment la un început de iunie sau ceva de genul acesta. Fusese un fel de invazie, am putea să spunem, niște fluturi veniți din Africa, foarte frumoși, portocalii, nu erau nocivi sau ceva, dar contrastul și cu floarea mov era fabulos. Și după aceea când se usucă, au și atunci un farmec al lor. Că e exact acel ciulin de Dobrogea pe care îl vedem așa reprodus în diverse desene. Căile astea de acces nu erau. Mă bucură chestia asta, că asta înseamnă că a mai venit lumea și a explorat. Și pentru turiștii străini este impresionant. Asta și ziceau, să calce efectiv pe istorie de 2000 de ani. Dacă ar fi și acele panouri, ideal ar fi și în engleză, nu doar în limba română, ar fi superb, că atunci ar ști și omul unde se uită. Așa, și cred că pe acolo avem drumul, ca să vă scol la lac. Uite, și acolo mai avem o zonă în lucru, se vede plasticul de pe tranșee. Vreți să mergem până acolo? Să vedem că avem bocanci și e ok. Deci aici eu dau recomandări vizitatorilor cu grijă de a avea încălțări potrivite, adică nu sandale, nu papuci. Pentru că ai nevoie de o structură fixă și flexibilă pe care să calci. Da, de ăsta îl știam deja că era în lucru ca sit arheologic și mă bucură că merge mai departe lucrarea. Și după cum e plasticul ăsta, care e recent, se vede, e clar că au mai fost destul de curând în zonă și mă bucură că se lucrează în continuare. Păi aici cred că pe oriunde sapă, până la malul lacului, vor mai găsi și la fel și în latura cealaltă, pentru că momentan suprafața estimată este de 67 de hectare. De asta spun că este considerată cea mai mare și cea mai veche. La Argamum n-au descoperit încă atât de mult, doar dacă ar face săpături, cum se fac aici, poate să se confirme vechimea și la fel și la Damclisi ar mai trebui prelucrate niște săpături. Încolo este lacul Sinoe, un lac foarte mare, care cândva era de fapt un golf cu ieșire la mare și o zonă destul de și cu o zonă de adăpost, o considerau ei, deci uite la ce vânt este, nu te aștepți să găsești argumentul adăpostului. Și după aceea, deci vezi că și este foarte mare, ți se pare că ești deja la mare, dacă nu mă știu, este lac de apă dulce. Și după aceea, când o să ajungem la Inisala, o să avem și lacul Lazem, care este cel mai mare din România și este și el lac de apă dulce. Deci nu mai are, deși are conexiune cu ecluză cu Marea Neagră, nu are apă sărată. Hai să vedem pe unde ieșim. S-a putea și pe acolo, din câte știu, că am fost cu copiii, cu niște adolescenți exploratori. Că știu că ăia ca niște căprițe, îți dai seama că s-ar fi băgat pe aici. Bă, lăsați nebisit arheologic, că nici n-au cum să fac bine pietrele și voi deja vreți să le călăriți. Da, sunt copii, na. Ca să ajungem, sau suntem înapoi la drumul principal? A, da, suntem înapoi la drumul principal. Drumul care ne duce spre cealaltă zonă, spre Histria rezidențială, ca să zic așa, cum am zis, de Tomis rezidențială, acum mergem și la Histria rezidențială, că ne apropiem de lac și evident că acolo nu aveau case oricine. Și s-au păstrat destul de bine și dacă nu mă înșel, undeva pe dreapta trebuie să fie și rămășițele uneia din fostele basilici, pentru că au avut mai multe, una având și rol de catedrală locală, am putea spune. O să mai fie încă una în lateral, când ne întoarcem de la lac, o descoperim și pe aceea. Eu sunt genul ăla, știi că așa a început și cu casele din Constanța, că ok, casa veche, unde-i povestea? Așa aici, aici e un dâmb, hai să săpăm ce e de desubt, că-s convinsă că n-are cum să nu fie nimic de acolo până dincoace. Deci chiar merită, zic eu, uite, de la an la an să vii, să vezi ce au mai pus în valoare. Păi asta zic, că este... Da, totul este foarte bine așezat și aici era o casă de oameni și acum să văd de efectiv cum se intra în camere, da. Cameră și atâta, exact. Și na, neavând mobilierele noastre foarte mari, era suficientă ca dimensiuni. Deci aveau nevoie de genul ăsta și ca să-și păstreze, mă gândesc, căldura pe timp de iarnă. Cu cât faci spațiu mai mare, cu atât păstrezi căldura mai greu.
Da. Era vreo sală de oaspeți, de ceva. Iar asta unde este coloana, zona de coloane, din câte știu eu, era una din bisericile de atunci. Văd că și aici. Da, astea cred că au fost puse și amplasate și ulterior. Și asta dă și o perspectivă fotografică. O găsești foarte des când cauți cetatea Histrie, de obicei pe asta o găsești, cu coloana și cu perspectiva către lac. Dar aici, după cum arată intrarea și simetria coloanelor, aproape sigur era una din basilici, sau mă rog, un loc de rugăciune. De, pot să verific, deși atunci ei n-aveau încă partea asta cu biserica orientată către est. Am fi oarecum pe axa sud cu nord de data aceasta. Hai să vedem cum se duce ieșirea până la lac, iar după aceea o să o luăm în lateralul ăla, ca să descoperim și cealaltă parte. Aici a fost jumulită o pasăre, văd niște pene multe. Am observat un lucru la păsări, cel puțin la noi aici, la malul mării, când noi avem și pescăruși foarte mult și porumbei. Dar cred că e un circuit natural, să spunem. Pescărușii mănâncă porumbei. Da. Foarte des am văzut deja când îl începe cu ciocul. N-am văzut efectiv cum îl atacă. Am văzut când deja îl ciupea cu ciocul ca să ajungă la zona intestinelor oarecum. Și am mai văzut o chestie în care avea pui și unul din pui, de tot pescărușul mare, și unul din pui avea o aripă beteagă și o târâie așa pe lângă el. Și prinsese un astfel de porumbel mic și nu-l lăsa pe ăla cu aripa beteagă să mănânce, ca să mănânce celălalt pui sănătos. Da, da, era chestia de supraviețuire, să supraviețuiască la bun. Da. Și aici suntem aproape de capăt, foarte interesantă și roca asta. Da, văd că sunt mai multe de rocă, voiam. Da, da, da. De asta noi nu prea avem partea asta de agricultură. Ai văzut și pe drum când am venit că totul este foarte plat și este foarte greu să faci agricultura aici, că nu are unde să prindă săraca plantă ca rădăcină. Ce mai știu din punct de vedere al complexului de rocă pe care l-avem în Dobrogea, avem undeva la 70% din toate rocile pe care ar trebui să le studieze un student la geologie și la fel se vine, pentru că avem și munții Măcinului în cealaltă parte a Dobrogei, care au cele mai vechi vârfuri din România, da, undeva la 6.000 de ani estimate. Și acolo, într-adevăr, am văzut și eu unele zone cu niște cuarțuri fabuloase. Asta e un aș numi granit, dar nu sunt sigură. Da, 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 da. Păi aici cred că oriunde sapi le găsești complex. Bă, aici, din câte știu, nu se fac foarte multe plimbări din acelea comerciale cu barca. Sunt destule zone, oricum, care pot oferi partea aceasta turistică. Și doar dacă este o iarnă foarte grea, ăsta aproape sigur și îngheață lacul, fiind cu apă dulce. La ce iarnă am avut în ultimul timp? Păi ultima iarnă foarte grea aici, cred că a fost undeva prin 2012, când a înghețat parțial inclusiv Marea Neagră. Mă rog, un pic acolo, un metru, da, ca idee. Și au fost tot așa vânturile astea de la noi cu valuri, au rupt o bucată din balustradă de pe faleză la momentul acela, care îți arată ce forță a putut să aibă vântul. Și acum ne îndreptăm către ce zonă a... Este o zonă și ea descoperită, din câte știu, în ultimii ani, ca să vedem. Eu o bănui ca aceea fiind basilica cea mai mare, cea cu rol de catedrală, basilica episcopală. Și să mai vedem cu ocazia asta și dacă au mai evoluat lucrările acolo de cercetare. Că eu acolo îi știam în perioada respectivă că ar fi lucrat. Cred că pe aici. Exact ce spuneam, uite, nemai fiind indicatoarele, trebuie să-mi aduc aminte pe unde am luat-o de fiecare dată. Dar este un drum pe aici și mai este unul pe partea cealaltă, 5 metri mai încolo. Deci oricum vom descoperi zona. Și coloane din acestea am mai prins și când am venit pe alee. Probabil au avut și diverse sculpturi. Cred că o parte, cele mai bine conservate, le vom găsi expuse la muzeu.
Uite, formațiune de păsări. După cum arată acolo, arată ca un geam, sunt mult mai jos. Zidurile. Da, păi exact cum am văzut mai devreme, săpătura. Cu cât te duci mai jos, probabil le găsești pe cele din perioada Imperiului Grec. Pentru că aici deja astea sunt datate din perioada Imperiului Roman. Deci cu timpul și-au mai înălțat zidul. Pentru că... Romanii asta făceau, da. Erau niște ingineri foarte buni și se adaptau foarte bine, că nu găsesc neapărat un termen, folosind ceea ce deja găseau aici. Nu simțeau nevoia să distrugă tot și să construiască ei de la zero. Și de asta cred că au avut și succes ca imperiu, pentru că ei au construit pe niște chestii deja existente și atunci pentru oamenii nu a fost o diferență drastică la care să opună rezistență. Hai să o luăm pe aici, că dacă nu mă înșel, Basilica Episcopală este chiar în latura asta. În partea aia mai este doar un sit în lucru. Că suntem foarte aproape de poarta de intrare. După cum, de o venim din altă perspectivă. Vezi, pe acolo am intrat noi. În față. Și inclusiv și de aici putem să vedem diferența de piatră. Pietre mai mici, pietre mai mari, mai șlefuite, care la fel îți arată perspective diferite. Dar fiind zid de apărare, cred că de asta le puseseră pe cele mici pe deasupra. Că astea probabil au fost refăcute periodic. Noi aici am ieșit înapoi în piață. Ok. Și o să mai facem un pic în dreapta, după Piața Mare. Aici ce avem? Și aici avem o formă de amfiteatru, exact, o formă semicirculară, dar nu știu să fi fost aici, efectiv. Și e clar că, uite, și aici s-au dus în jos cu săpăturile. Mai știu o structură în lateral, în dreapta, așa, să mergem un pic și acolo. Și văd că și aici lucrează, așa, au pus foarte bună ideea, ca să nu cadă accidental cineva. Pentru că exploratori cu siguranță se găsesc și nu înțeleg unde să se oprească unii dintre ei. Asta e un pic periculos câteodată. Unde-i bre? Oare astea erau de atunci? S-ar putea să fi fost, mă gândesc, uite, exact chestia asta având apă, da, s-ar putea să fabulez, intrau cu șaretele de cai, poate lăsau calul să se adă apă de apă aici. Ar putea să fie. Bine, ar putea de altfel să fie și adusă ulterior și plasată aici. Ei au mai făcut asta la unele cetăți, în care diverse piese le-au pus cât să mai înfrumuseteze, cum ar veni să decoreze ca la o cameră cu mobilier. Nu știu pe unde s-au urcat respectivii. A, cred că pe acolo din lateral, da, după cum îi văd că coboară. Hai să facem aici dreapta. Deja încep să vadă dealurile în zare. Că, na, e mult spus munți. Și am mai găsit încă o zonă. Și aici se lucrează, da, intens, văd că la descoperire, problema e că la arheologi, ia uite, acolo e un început de amforă mare, da, pe care au găsit-o. Asta e că aici trebuie să lucreze foarte încet, tocmai ca să nu, exact, să nu avarieze. Că uite, dacă amfora deja e plină de pământ și crăpată, trebuie să aibă grijă ca să-i salveze piesele. Da, au mai evoluat și aici cu lucrările, și pe stânga și pe dreapta. Inclusiv, uite, zidul ăla care are și piatră și cărămidă arsă. Și faptul că au pus materialul respectiv de protecție îmi arată că, într-adevăr, s-au preocupat. Foarte tare. Știu că era o urbe foarte apreciată și foarte locuită. Nu mai știu estimarea populației pe care a avut-o aici, dar ținând cont că au avut statutul de metropolă, cu siguranță a fost foarte mare. Probabil muzeograful ne va da și astfel de cifre.
și o să o luăm în sus încoace și sper să găsim și că ți faci, mă. Da, erau și alții la un moment dat, dar... Hai să ne ducem înapoi la intersecție, că mai era o stradă din asta, nu aici, nu aici, că aici ieșim înapoi la poartă și mai era o alee exact următoarea, da. Și sper să fie acolo basilica. Bă, da, cât apenajul! Au jumulit pe aici niște treburi. A, cred că este fix asta. Nu știu dacă o să o luăm pe aici sau să o luăm pe următoarea. Cred că putem să o luăm așa, știți, și printre camere, uite. Prima intrare, a doua intrare și ieșim exact la zona aia de coloane, da. Avem căi de acces. Da, să știi că pietrele mari, alea de care ieșai tu, ar putea să fie, că mă uit și la astea care se văd pe aici, pe sub pământ. Sunt un pic mai mici, dar destul de similare. Și alea, fiindcă au fost făcute mai mari, mai șlefuite pentru piață, să fi rezistat mai bine în timp. Da, asta era Basilica Episcopală. Tot cu partea de semicerc, exact. În cazul acesta orientată spre apă. Mi se pare că așa avem și la Constanța un rest de o basilică, că înainte să fie orientate spre est, aveau chestia asta. Și de multe ori basilicii erau folosite chiar de marinari, ca să se roage înainte sau după un voiaj. Asta pare mai mare. Asta este, da, cea mare. Și se văd și cele două rânduri de coloane, da, suporții au mai rămas. Coloane, nu știu, fragmente s-ar putea să fie în Muzeul de Istorie. Și aia era intrarea. Deci noi acum venim dinspre altar, da, și ne... altar. Exact, și ne îndreptăm către intrare. La un dat știu că era o placă foarte mare, dar n-am mai găsit-o, poate au luat-o și au conservat-o, care avea inclusiv un simbol, o cruce sau ceva de genul acesta. Păi de asta. Ia, și uite, e un pic ascunsă, dar e suficient de aproape de poarta de intrare și un pic mai la înălțime, de altfel, față de oraș în sine. Că de obicei bisericile, uite, ceea ce s-a păstrat și în zilele noastre, biserica tot timpul e un pic mai în vârful dealului și se vede și acea coloană cu coarne de berbec. Și avea, de fapt, două intrări, vezi? Era o intrare și încă o intrare aici. Nu știu cum se cheamă din punct de vedere religios, dar... Da, da, da. Uite și acolo, aveam și cu un model ceva, dar nu știu ce pare ca o fântână. Stai să văd la ce te referi. Suportul de coloană cu piatră. Da, da, aia s-ar putea să fi fost de la sistem de irigație sau ceva. Nu, e o piatră din asta, o găsisem la un moment dat, care avea și o cruce sculptată. Dar pe asta nu văd. Că uite-le cum efectiv au rămas aici. La propriu, istoria la picioarele noastre. Da, și era următoarea ele, exact ce ziceam, că știam că sunt două paralele. Da, și eu zic să ieșim tot pe acolo, ca e perspectivă mai frumoasă așa de încheiere, de filmat, că aici nu pare chiar ok calea de acces, chiar și vizual. Și marmură, dacă te uiți, piatra asta albă, foarte multă marmură. Bine, noi Dobrogea în general am fost furnizori de marmură, inclusiv în perioadele mult mai recente. Dacă nu mă înșel, și Casa Poporului are piatră de pe aici. Bisericile, nu mai zic, și astea mai moderne din Constanța, ei mai este una care are o piatră tot așa foarte interesantă. Uite și aici un sit arheologic bine conservat și destul de mare. Da, da, da. Asta înseamnă că au lucrat foarte bine astă vară. Ca să încerc să-mi aduc aminte când am fost eu ultima dată, pentru că eu nu am amintire acestui sit. Dar mă bucur că există. Sunt mulțumită de lucrul ăsta. Și am ieșit la drumul principal, cu termele în față, da. Și cu drumul spre Histria rezidențială.
Ce e interesant că, deși văd tot timpul faptul că se lucrează, eu n-am văzut niciodată pe cineva la lucru. Nu știu când se întâmplă sau cum, ca durată, ca temporalitate. Bine, nu e ca și cum aș veni săptămânal, că nu am cerințe. Dar am venit și vară și primăvară și tot timpul văd mișcarea, văd schimbarea. Poate îl întreb pe domnul muzeograf. Ia, și acolo ce se vede cu scară. Uite, da, băi, asta de-aia, așa am văzut și dincolo, am spus. Dacă este arcada mult, aici, e clar că este și în jos, da, încă o structură de construcție. Adică s-a construit, da, pe aici și după aceea dreapta și ieșim înapoi la Piața Mare. Da, dar aici suntem pe drumul principal către terme. Deci asta nu cred că a avut rol neapărat de religie, cât s-ar putea să fi fost de întâlniri publice sau de piață publică, fiind că veneam din Piața Mare, da, să fie zona aia de discursuri. E așa și i-aș vedea logica cumva, că ei le aveau foarte compacte zonele astea de spațiu public. Și inclusiv la termele romane de la noi din Constanța, nu erau doar pentru zona de îmbăiere. Bine, acolo era un complex pe 3 etaje. Au avut și o zonă cu tribună, special de ținut discursuri publice. Având termele romane în apropiere, cumva de asta asociez că ar putea să fie similar și aici. Uite, aici e Sportback-ul. Că așa s-au gândit ei, unii. Că ăla nu se spărgea singur, săracul. Da, partea oarecum bună, cred eu. Aici nu știu să existe prea des exemple cum se întâmplă la Sarmi Segetuza, că să fi luat sătenii să-și construiască gardurile de la curte. Din fericire. Bine, până la urmă pot să înțeleg. Na, e o materie primă gratuită la îndemână, dar aici nu cred că s-a întâmplat foarte des lucrul ăsta. Știu că toate săpăturile astea prin zona noastră au început undeva după anii 1920. Au fost câțiva arheologi foarte pasionați și s-au dedicat foarte mult zonei. Și asta ar putea să aibă rol tot așa, ori ceva religios, ori de public speaking, de discursuri publice, ținând cont că veneau chiar în piață și cu structura asta, să fie pentru ceva oficialități, pentru o chestie din asta, ca o tribună, mă gândesc. Cred că există un site, bine, uite și aici se văd urme de căruță. Aici? Da. Alea mai da de șarete groase și astea mai subțire aici, vezi? Tot așa de astea mai înguste, de căruțe mai moderne sau ceva de genul ăsta, nici nu știu cum să le numesc. E un proiect făcut cu ceva fonduri de un tip din Constanța, o să-l caut, să vi-l dau, care avea făcute 3D la replică, mai mult sau mai puțin cum era cetatea atunci. Suntem într-o altă zonă, tot din cetatea Histria, dar se vede că suntem la o oarește distanță de cetatea antică, pentru că în spatele meu mai avem niște terme romane din perioada romană târzie. Și se vede de altfel și stilul de construcție, că deja este mult mai elaborat, mult mai multă cărămidă arsă. Și zona aceasta de terme, când o să intrăm, o să vedeți că avea acel sistem de încălzire pentru care la fel au rămas renumiți inginerii romani, încălzirea aceea prin pardoseală și cu circulație de apă caldă, de asemenea, din recipientele acelea făcute din teracotă. Sunt foarte multe. Da, aici un pic de atenție la cap. Și putem să intrăm ori pe aici, ori pe aici. Ca să le vedem. Să văd. Aici am sistemul de teracotă de care povesteam. Un pic păstrat. Evident, nu în cea mai bună formă, dar cât să ne facem o idee.
Da, foarte ingenioase știu că erau, nu știu să le explic inginerește, dar știu că teracota asta este un foarte bun conductor de căldură și de aceea se folosea cu apă caldă. Da, da, da. Era o circulație exact de apă caldă și uite, inclusiv pe aici canalul, știi, care ducea dintr-o încăpere într-alta. Bine, acum înălțimea pare micuță la arcade, că trebuie să ne aplecăm un pic, dar exact cum ne-am dat seama și dincolo, că de fapt dacă săpăm, cu siguranță este mult mai jos. Și știu că aici undeva în curte, cred că în colț, este și mormântul unuia din arhitecții care a iubit foarte mult această cetate și cred că a fost dorința lui de a fi lăsat aici. Uite ce bine s-a păstrat podeaua aici, iar aici cu siguranță era acel sistem de încălzire în pardoseală și diferența de nivel, de altfel, între noi și celălalt încăpere și încă una care este chiar mai sus. Cred că făceau un fel de progresiv sau curgător, de altfel, traseu pentru apă, exact. Faptul că este semicerc aici nu cred că mai avea rol religios în niciun fel. Da, aici îl avem pe Alexandru Suceveanu. Ah, Patriarhul Histriei, ce frumos, da. Au fost câțiva arheologi, foarte pasionați de această zonă, după cum se vede și acum încă avem acești pasionați care vin și încă lucrează și mă bucură foarte mult acest lucru, că nu este doar descoperit și atât, ci în continuare este o atenție acordată în mod deosebit zonei noastre. Aceasta a fost plimbarea noastră prin cetate. Mulțumim, Diana, și ne vedem la următorul segment. Mulțumesc și eu, mă bucur că ne-a ajutat și vremea și că v-a plăcut ce am descoperit împreună aici. Vă mai aștept și cu alte surprize frumoase. Episodul următor va fi mai întâi muzeul, după aceea facem și cetatea de la Inisala și restul lăsăm ca să-i surprindem pe viitor. Mulțumim!